Să
Să vă dau ceva ca să vă faceți cu ei. Nu vă dau unde să publicăm, să vedeți. A, da. Spuneți cum au zis că vine să mă descând din partea. Nu e în localitate. E la mod. Da, da. Dar nu vezi cum arată, nu? Toată vara pe munte. Și eu toată vara la câmpie, uite, în șeha la mat. Păi noi avem mers un țel la câmpie și ne mai lăsăm în burtă. Vai de mea. Gata. Eu la rugăm vreau să scrie etate, am botez, este de sub sus. N-am văzut la cazete, dar n-avea nici nu știu. Aici s-a Vreau să vă urez un bun venit în municipiul Ajur. Bun venit la Biblioteca Municipală Ajur, la cea de-a 32-a ediție a săptămânii bibliotecii Ajutene, care se organizează cu sprijinul Consiliului Local al municipiului Ajur, cu sprijinul primăriei municipiului Ajur. Să-i mulțumim domnului primar Constantin Arancea, care este pentru sprijinul permanent în care îl acordă bibliotecii municipale Ajut și Nume, Institutul de Cultură din orașul nostru, de sprijinul cultură, se pot organiza diferite activități și de asemenea în Consiliului Municipiului Ajut, care într-adevăr sprijinul biblioteca. Și din partea primăriei, aici în sală, putem spune că avem pe domnișoara doamna Brândușa, care lucrează la primăria municipiului Ajut. Și vreau să urez un bun venit suitorile ajutene, care ne vizitează în fiecare an la bibliotecă, dar cum spunea săptămâna Bibliotecii Ajutene. În primul rând, cei pe la șumar, mii bine anul spărge. Să primim cu aplauzul. De asemenea, domnului Cornel Antonie, care este numește pentru prima dată anul Ajut, care este președintele finalei sud-est al Uniunii Scriitorilor din România, Unia din Galaș. De asemenea, avem aici pe domnul Vasile Angelache, care este un artist plastic, este ajudean. De asemenea, a venit la bibliotecă de mai multe ori. Astăzi am venit cu o expoziție. Care este în spate. Este în spate, o să ajungem și mai trece cu peisaje din Franța. Cu asta va debuta manifestarea de azi, cu venisajul expoziției domnului Vasile Angelache, care este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Avem de asemenea aici pe domnul profesor dr. Adrian Bătes. Este membru al Uniunii Spiritelor în România. La Nostraus mai multe volume astăzi la bibliotecă. Să aplaudăm și pe dumneavoastră. Tot astăzi este prezentă prozatarea Doina Popa, care ne-a vorbit, l-a vorbit despre viitorul volum. Alta Juliana. Alta. Da. Branca. Și acum avem la pe domnul Constantin Marafet, care este editor a Mărcărți, al domnului Adrian Botel. Nu aici, mai multe, da? Editura din Râmul cu Sărat, deci la fel. Domnul Culiță Ușurelă, de la Azugrea, fost profesor al liceului în total. Și domnul Ion Necula, care a venit și în alic cu o carte, pe la Coazăm, o monografie în capitol, care de la Tecuci. Domnul Cornel Galben, de la Bacău, viitor liber, care a venit împreună cu domnul Eugen Ungureanu, de la televiziunea Mult, Fabolic, să aveți acum televiziune. Trebuie să primim cu aplauze, vă rog frumos. Așa. Domnul Marin Moscu, dumnealui de la Rândul cu o carte, astăzi. Doamna Mariana Rogoz, stratula de la Paciu. Doamna Mariana Rogoz. De popasuri culturale. Da. Aproape o lume. Domnul Pașii de Xil. Da. Doamna de acolo, care a venit cu... Bentea, Ana Maria. Ana Maria Bent, premiată a Festivalului Brancea Literară pentru român. Ana Maria Bentea. Bentea. Prozatoare. Da. Și în spate... Și acolo, da, domnul cu verde. Domnul Virgil Ursu Mușeleanu. Ana, așa, dumneavoastră, da. Mușeleanu. De la Pancă. Domnul George Pătrășcan. Domnul George Pătrășcan, eu sunt domnul George, că nu mă acolo în spate, da? Deci de la Mescu. Tot se iubește mereu. Da, de asemenea este de... Și mai este un domn acolo. Domnul profesor și scriitor Mocanu Cătălin, da? Și inspector, acum înțeleg. Și mai e un domn acolo. Domnul spate. Da? Da. Da. Așa, și mai e ultima, da. Fratele domnului Stoiciu. Fratele domnului Vreau Stoiciu, în spate. Da, da. Păi trebuie, susține. Și mai e domnul de aici. De la Unirești. De la Unirești. Ați spus, domnul Unirești. Eugen. Da. Ion Moraru. Ion Moraru. Are și el. Bine. Și de la Zeta. Da, bine, și... De la Unirești? Da. De la Unirești? Da, da. Da, chiar că l-am urmărit pe mine. Mai e George Călinescu acolo. Da. Vreau să fac o precizare că în săptămâna bibliotecii se va desfășura în perioada început de astăzi, 18-24 septembrie. Și vom avea de asemenea invitați de seamă. Vom avea miercuri, 23 septembrie, pe domnul Alexandru Mironol, care este pentru a doua oară femeia mea la ajut. Joi, luni, avem de asemenea vernisaja doamnei Soreanu, aici în excursie de pictură. Da. Marți, vom avea iar lansări de carte a domnului profesorul Dr. Costică Neagu de la Asociația Simeon Hedinț, va fi prezentarea editurii Terra, una sală de carte. De asemenea, va avea una sală de carte, primul copil. Petre va avea elaborarea strategiei de comunicare unități mai formale în palate și cluburi ale copilor.
mi-a fi prezentată de domnule profesor Dr. Costipăneaza. Vom avea o lansare a unei monografii cu fei și bance de profesor Dr. Nepelai Damian. Iar domnul Ion Trăitoru a ajuns născut scriitor la Judean, prietenul la bibliotece, să fim toți suntem prietenul bibliotece. Dumnezeu lui va participa și conflictată la nocturna bibliotecii, care va fi în 25 septembrie, în cine dea după săptămâna bibliotece. Va ieși în alătate, va face o lansare. Și în joi vom încheia de asemenea cu Ienel Mariu și Gheorghe Stroia. Din așa. Și o săptămâna. Astăzi vom începe cu vernisajul expoziției a domnului Vasile Angelache, cu peisaje din Franța. Și vedem să vedem ce domnul Angelache. Pe dumneavoastră, nu știu cine era care e. Bravo! Prezentați? Da? Prezentați? Că asta e ideea, da? Vă dau microfon. Nu, cred că se aude. Sunt niște peisaje din vestul extrem al Europei, de pe coasta Atlanticului, dintr-o mică insulă pe coasta bretonă. Am luat pânzele când am plecat în vacanță, la întâmplare. Nu eram sigur că o să fac atâtea lucrări. M-am și niște desene făcute. Ce pot să spun? Este un peisaj mirific, locul e plin de artiști. Am acolo o pânză, Lezeghiu de Porcoton, același peisaj, aceleași stânci au fost pictate de Monet, până la 1800 și. Mari pictori și-au lăsat amprenta asupra insulei. Eu am călcat și eu pe urmele lor. Cred că eram singurul român de pe insulă. În sfârșit, sunt peisaje făcute sur plasă. Am lucrat cam 2 ore la tablou, făcute în mare viteză, pentru că lumina se schimbă tot timpul. Unul chiar l-am început, de-abia făcusem desenul și a început să plouă, n-am mai putut picta pentru că se udase gruntul. M-am dus a doua zi și l-am refăcut pe un vânt foarte puternic. Și acum tabloul este plin de fire de nisip, de iarbă, de astea. Deci sunt niște stări pe care le-am avut acolo. Am încercat să intru în spiritul locului, pentru că este dificil ca să... pentru mine cel puțin, întotdeauna m-am ferit de a face vedute, vederi. Am fugit de peisajele, de vederile facile ale locului, am căutat să intru în spiritul locului, acolo unde se îngemânează pământul cu marea. Sper că am reușit să redau o fărâmă din ceea ce am simțit și ceea ce am văzut acolo. Doamne. La anul ne trimiteți pe noi acolo. Da, de ce nu? Să vedeți. Așa drogaie, dar așa cum o fate, dar să... Știți foarte bine, Vasile, toată lumea știe de aici. În Judean, care am copilărit, pe care am uitat că am copilărit și ne-am redescoperit foarte târziu, când eram deja... Câți era dat când ne-am redescoperit? 33, 34. Deci la canton, culmea, ne jucam și așa mai departe și furam singuri. Și abia târziu, de când? La 37 de ani? 34. Deci acum 30 de ani. Ne-am revăzut. Deci avem un azudean pur azudean. Încă e bine. Atâta voiam să răspund pe Vasile la vârsta lui înaintată. Îmi pare rău că... Dar nu pare. Dar suntem de aceeași vârstă.
S-a decolorat buletinul. Trăiește o poveste de dragoste foarte, foarte intensă. Asta e pentru frate. L-am întrebat dacă nu o aduce. A spus că o aduce aici. Nu, dar bănuiesc că o să lase până la urmă de pictură și să apuce de... A, credeam să de franțuzaică. De franțuzaică de pictură, da? E o pictorit, un artist plastic francez, teatru pe care vă spun. Și îl scoate în lume, ca să zic așa, să știți că îi face, în curând, eu sper să câștige un concurs. El a spus numai așa pe șestă, de valoare, cu premii de 40.000 de euro, vă dați seama. Wow. Păi, Doamne ajută, da, asta zic, dar asta te și impune în Europa, e nemaipomenit. Da, nu numai bani. Credeți-mă că merită din toate punctele de vedere. Aici stilul e cu totul diferit, dar vă dați seama câtă valoare puteți să vedeți de la prima distanță privind valurile. Încercați acasă să faceți un val. O să vedeți că nu o să reușiți niciodată. Un val de mare, un val de râu, un val de ceva sau o umbră. Valoarea pictorului se vede de la distanță, cum se zice. Eu urez să aibă... să se termine cu bine povestea de dragoste, totuși cap târziu, știi? Cu atât mai bine va fi. Și mai ales să devine un cetățean european care să mândrească, nu România, că România nu-l bagă seama, așa cum face România cu toți artiști adevărați, nu numai artiști, scriitori, etc., etc. Valorile care dau culmea identitatea acestui popor, România nu le respectă, să dea Dumnezeu să iasă în Europa și acolo să-l vedem cu lauri pe frunte. Nu știu în lumea artiștilor plastici cum se manifestă. Premiul Nobel pentru arte plastice, nu știu dacă s-a... Încă nu s-a... Nu s-a inventat. Care este premiul suprem? Poate mi-ai spune tu. În arte plastice în Europa. Dar de fapt nici nu contează. Nu există așa ceva. Nu există? Nu cred că e nevoie de premiu. Da. Păi nu. N-am luat niciodată premiu. Nu m-a luat școală până în clasa 8-a. Oh. Da. În rest n-am luat. Rău. Rău-i făcut în loc de tot. O pornire bună. Nu-i pornire. Nu-i să iau premiu. Puteai să devii politician cu atâtea note mari. Dacă frate, vrei că doamne, vreau să fac o politică, mă sigur să vedem și cu politică. Dar a fost fata aici și anul trecut? A fost, da. Da, deosebit aici. Da, mulțumim foarte frumos. Eu sunt foarte surprins totodată de mișcarea asta, care, dar am înțeles, s-a dus în vacanță, vă dați seama, vacanță. Sunt primele picturi după, eu știu, după vreo 20 de ani. N-am mai pictat, nu m-am desenat, am făcut gravură și asta, în ulei, astea sunt primele. Da. Frumos. Știm motivul. Știm motivul. Sau Vilhelm Muza, așa. Color foarte bine. Da. Colorate și auzi că a lucrat două ore. Păi, băi, e foarte bine să le vinzi pe undeva pe Europa, să te îmbogățești, dar la două ore, în două ore, faci un tablou? În două ore? Într-o zi face măcar... Lumina se schimbă tot timpul, dar dacă nu lucrezi rapid, s-a dus. Da. Noi monitorii de foame nu spun că la tabloul cel mare din mijloc, ăla e primul pe care l-am lucrat, da, bătea un vânt groaznic și la vânt... Farul? Nu, da, cel din mijloc, ăla e dreptunghiular. Aha, și da. Mi-a luat vântul, mi-a luat pânza cu șevalet, cu tot și mi l-a dărâmat pe niște stânci, era la vreo 15 metri înălțime. Oh. Și am făcut o adevărată expediție să ajung acolo, că era totul abrupt, vreo 4 metri m-am încățărat numai în mâini. Însă a fost în avantajul meu pentru că a durat vreo oră jumate până mi-am recuperat pânza, lumina a căzut și s-a așezat mult mai bine. La început era foarte puternică și mă orbea albul pânzei cu astea, deci a fost bine. Vă arunc peșteșorul de aur la dată înapoi. Da. Tot rău e spre bine. Doamne ajută. Paradoxal, despre
prietenul meu, pot să spun așa, și pictorul Vasile Anghelache, m-a auzit pentru prima dată de la un mare scriitor, după părerea mea, George Astaloș. După cum știți, George Astaloș a fost cel puțin 31 de ani, dacă nu mă înșel, mai mult de 31 de ani, redactor șef a unei reviste pariziene. Nu mai rețin numele acum. Nouvelle Europe. Nouvelle Europe, da. Revista Parlamentului European. Da, dumnealui, din câte știți, făcea și prefețele celor care dau premiul Nobel astăzi la literatură. Și propus. Și propus la premiul Nobel, da. Mergând la dumnealui acasă, invitat fiind, îmi propune pentru ediția 6, dacă nu mă înșel, la festivalului Titel Constantinescu, să facem o expoziție. Și mi-a vorbit în termeni atât de elogioși, despre pictorul Vasile Anghelache, încât credeam, aveam senzația când îmi spunea dumnealui că e parizian. Nu credeam că este din Franța. Am aflat ulterior venind, eu chiar am crezut până a venit la Râmnicu Sărași, unde am făcut și o expoziție acolo. Chiar credeam că dumnealui din, că e parizian. Așa am vorbit de frumos și în termeni atât de elogios despre pictura domniei sale, chiar îmi vorbea de un atelier de, prin Paris, ceva de genul, că ați avut dumneavoastră sau ceva nu, de genul. Nu, am lucrat la cel mai mare atelier. Și poate că de aici și ideea mi-a rămas că ați fi din Paris. Eu cred că sunteți din Paris. Da. Și m-am bucurat foarte mult, mă bucur foarte mult să revăd picturile domniei sale. Am văzut, am avut șansa de a intra în posesia unor cum să le zicem, albume, da, de, cu picturile domniei voastre, unde am văzut aproape toată preocuparea vis-a-vis de, de pictură. Eu vă felicit și vă doresc multă sănătate și să aveți putere de muncă, pentru că, iată, pe lângă scriitorii importanți din Franța, are și un pictor de, de talie europeană. Vom continua cu domnul Corneliu Antoniu, care va susține conferința Poezia ca finală a premoniției. Deci premoniția. Premoniția este, în linie mari, capacitatea de a anticipa, nu pe baze raționale, ci în bazele unor sensibilități anterioare de afecte. Este considerată, din punct de vedere al raționalității, ca și presimțirea, un presentiment alinindu-se prin subiectivitatea sa transcendentală la misterul ființei și deci al poeziei. Legătura acestea cu universalitatea și divinitatea este evident. Nu putem decupa facultățile de a previziona și presimți din misterul ființal care se face cunoscut în destule sisteme filozofice. Realitatea acestor termeni se substituie unei substructuri din categoria echivalentă a ceea ce se cheamă natură, materie și existență, fiind în paranteza imaginarului și funcțiunii care își dau propria lor realitate, în ciuda aparențelor,
de care sunt legate și care generează efecte asupra altor lucruri, chiar și atunci când circunstanțele, relații, cauze-efect, nu sunt percepute de nimeni. Misterul poeziei este cu atât mai mare, cu cât, ca să spunem așa, asta la baza urmărilor noștri filozofi, începând cu Platon. Iar problema relației și întrupării cristice a fost întotdeauna finalitatea aparentă a poeziei. Creația prin rememorarea moral-estetică a ideii sale primordial divine este depozitul de puritate al individului, sensul nepremeditat al frumosului este acea alteritate sau dedublare care va aspira întotdeauna la un ideal, indiferent de condițiile sale exterioare. În această paranteză, plecând de la efortul de a păstra identitatea fazelor contradictorii ale devenirii în sinea sa, este posibilă condiția tentantă de a te amâna mereu ca poet cu gândul ascuns de a rămâne străin de faptul real și deci a controla. Și aici este, poate fi răstat acest lucru, prin versul minunat al lui Evrescu, el a plecat, nu s-a văzut, acum îi vezi și noi. Adică de a te incorpora într-un ideal din lăuntrul cuprinderii tale, cu o dialectică mai mult personală decât generală, valabilă în măsura în care imaginea generală a cuprinderii corespunde sau tinde să corespundă realității obligatorii în care te miști, în care aparent ești viu. A te strecura în propria ta ordine primordială, de cuvânt fășimari întinse de informație, care recompuse ar putea vorbi ceva despre descompunerea realității în părți îngrijorători de asemănătoare în conținutul lor purtător de unitate. Forma cealaltă a informației, să o numim minus mutația, minus informația, minus alteritate, nu corespunde creativității, recrearea prin real fiind o obișnuință sau fatalitate a unui raport concret între năzuință și propriul ei obiect din afara contemplației ca formă alterată de meditație. Mi se pare deci că din punctul de vedere al creșterii succesive, cunoașterea are ca subiect întoarcerea, iar experiența este o definiție incompletă a ei. Domeniul steril acoperă și fecundează întinderi mari de urât în care participarea ia cel mai adesea tipul comod, leneș, al acceptării landurilor de relief și conținut prezente în afara creativității, artificii care ne impun prin evidența lor pregnantă și programată, aparent aleatoriu, dar aceasta ca imprevizibilă, neavând reprezentanți firești în procesul de unicizare, de particularizare a desăvârșirii reații. Dar existența complementară a acestor raporturi poate produce ordine ca o variantă și deci posibilă în care versiunea realului evident creator ar legitima necesitatea evidenței. Această călătorie în granițele ordinei formalizează viața leneșă duce la o realitate leneșă, iar visarea leneșă la un text leneș. Spiritul viu prelungește gândirea prin reîntoarcere de liniștea metaforei vine să evidențieze întotdeauna altcevaul de undeva. Realul programează, idealul creează. Implicarea particularului în zonele de accent propune unitatea lumii și întoarcerea ei la firesc. Spunem, este necesar realul și el se confirmă. Dar câte realități sunt developante? Sau în câte realități încape propria noastră realitate? Nu a confirmat,
este rolul nostru, ci a întrupat. Unitatea purtătoare de creație este intransigentă chiar prin natura operei sale. Între realitate și ideal, spiritul e cuprins de febra unicității, conținând și posibilitatea întoarcerii la absolut. Sedus fiind de reflexia limbajului convingător, poetul, autorul, creatorul, se așează la baza iluziei. Nevoia de a convinge sau de a convinge sau de a nu convinge sau de a lăsa impresia că vrea să convingă, stă la baza și la umbra anarhiei comunicării. Iar spiritul se liniștește în această definiție a lui. Identitatea sau sinea trăiește în ea, în definiție, coagulându-se ca gândacul în belegarul inițial. Raportul elementar și contradictoriu degajă căldura inițială a unui nou început, în care se regăsesc, de fapt, semnele vechii identități părtașe la o nouă diversiune a evoluției. Se presupune că pare o lume pietrificată care se identifică cu suma unor indivizi purificați prin aparența invers curgătoare. E doar o apă și o speranță a unui botez care se amână mereu. Propria identitate e cea care va lipsi întotdeauna de la acest ritual de frica mesajului. Taina stă tocmai în ascunderea lui, chivotul acestui mesaj. Pentru că odată pierdut, se pierde speranța învierii, se pierde contemplația sau starea poetică. Lipsa apetitului verbal afirmă o realitate, acceptare, în care iluzia viețuiește materială, concretă, permisivă și imperfectă împotriva epocii, și asta este o fatalitate, spre autentica călătorie către granițele ferești a unei aparente reprezentări. Responsabilitatea mesajului sau codul ar afirma de fapt o realitate care nu există, dar care curajul elementar, dorința, inconștiența sau conștiența viețuiesc fericit împotriva epocii, spre nemurirea lor, dar și a epocii în care se pot regăsi. Și aceasta, spuneam, este o zădărnicie, dar niciodată și niciun caz ultima, și reașează poezia și va ales poetul născute cu său primordial. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul Comelu Antoniu. Vom continua cu lansarea rolului scriitorului acedean Liviu Ian Stăriciu. Avem volumul nou, apărut la editura Limes în Cluj, și volumul Fanon, apărut la editura La Fet, Râmi cu Sărat, editura domnul Constantin Marafet, care îl mulțumim și pentru scriitoria de vom prezenta volumul nou. Va fi făcut, în primul rând, de domnul Corneliu Antoniu și domnul Jurebel, da, și domnul Adrian Bătescu. Și acum rugăm pe domnul Corneliu Antoniu și domnul Marafet pentru special pentru cartea la pagină, care a apărut la editura La Fet. Da. Mulțumesc. Ce să vă spun? Să vorbesc despre Liviu Ian Stăriciu. Se pot spune foarte multe lucruri despre Liviu Ian Stăriciu. Mulți și foarte pricepuți intrare poeziei, mult mai
început de către mine, l-au situat și cred definitiv în istoriile noastre literare, au așezat în jurul lui ca poet, ca scriitor, ca întemeietor, o lojă de respect, de bun simț, de apreciere totală și colectivă asupra operei sale. Am citit, pentru că nu știu dacă a fost prin, dar printre primii a fost, care a primit cartea Tanuș, minunată, apărută la Limes, și am căutat să înțeleg, citind această carte, nu neapărat ceea ce spune Liviu la început, explicându-le ce înseamnă cuvântul care dă pentru cărți, rațiune, spirit, organul cunoașterii, a contemplației pe care vorbeam mai înainte și eu, principiul inteligibil al sufletului, unde se produce extazul, extazul fiind tot ca o formă a premonitorii, a încercării de a depăși un stadiu pe care nu ți-l propui să-l depășești. Noțiune care desemnează substanța de sine stătătoare, matricea universală, inițială, generatoare de mișcări, vieți, ordin, într-o lume materială, spirit, rațiune, minte, inteligență. Explicarea este modul în care explică acest lucru, vine dintr-o carte, vine dintr-un lexicon, vine dintr-o, mă rog, mi se pare ușor librescă, pentru că cu totul altceva este această carte. Ea se mișcă dintr-o rațiune neimpusă spre o altă rețetă, spre o căutare care dă sensul unui mod de a trăi, de a exista. Ce se întâmplă în această carte? Stoiciu este din nou în mijlocul nostru atât de viu și de pregnant, încât ne punem întrebarea dacă lucrul va face parte dintre cei foarte puțini aleși pentru a duce mai departe ideea de poezie, de existență lirică. Nu într-o lume liricoidă, ci într-o lume care încet, încet se depărtează de poezie. Din acest punct de vedere, senzația mea este că Livia Stoiciu se întâlnește cu Livia Stoiciu din La Fanion, mișcarea lui în trecutele vieții, în care unor se ascunde, altor iese ca să avertizeze, altor pur și simplu numai ca să facă o poză, altor numai ca să demonstreze că există viață și în ultima instanță ca să demonstreze, dar nu infatuat, nu porcul nemăsurat ca celui care chiar poate să dea viață să creeze, ci al celui care prin simplă apariție demonstrează că este viață. El face parte dintre poeții vii ai noștri azi, poeții care nu au încetat niciodată să caute, poeții care nu s-au mulțumit niciodată scriitorii cu o anumită limită la care a ajuns, pentru că, ca orice poet adevărat, limita socială nu are limită. El este peste tot, pentru el nu există limită, pentru un creator adevărat nu există stație terminus. Stația terminului se întâmplă cu toată altă parte și în niciun caz nu este problema, în primul rând, a creatorului. Liviu Stoiciu scrie o carte care se citește cu dragoste, așa spune, și cu un interes, cu totuși, ca și cum te întâlnești cu o iubire din tinerețe, aș putea spune așa, pe care l-ai sperat vreodată ca să te mai întâlnești. Deci este un fakir, aș spune eu, al literelor, al viziunilor, al întruchipărilor și, aș spune, un purtător de premoniție care duce, iată, la extazul poetic și el, trecător și aleator, așa cu toate sorte nume, dar purtătorul de oglinzi, purtătorul de reflexe solare, purtătorul de reflexe lirice, rămâne unic.
și inconfundabil. Iar Liviu Astociu, printre poeții de azi, în poezia română, este inconfundabil și, deci, dăm de a fi invidiat de toată lumea, dar frumos. Eu îl invidiez frumos și îl iubesc și mulțumesc pentru această apariție minunată și sper și la altul, sunt convins că ne vor veni. Încă o dată îți mulțumesc de fericitul meu. Mulțumim frumos, doamna Corina Antoniu, pentru prezentare. Și acum domnul Culiță Ușurelă. Da. Acum am primit cartea. Am vrea să comunic în lumea viitoare a revistei că se apară comică face o bună făcută de un străin și criticul sub această care, alături de o comică de carte făcută la Terta Lume și un interviu luat lui Pamuk, de un scriitor din Turcia, Vărsul Românește. Deci o să fie un anturaj minunat în care Liviu Astociu va strălucit ca un gol. Mulțumesc. Da, vreau să spun că sunt de doi premiați Nobel, acum și spuneam tatălui, să dați seama. Aude. Frumos. Da, revistă care se respectă, vorba aceea. Când am vorbit la telefon cu domnul Liviu Astociu în legătură cu această lansare, trebuie să fiu sincer și să recunosc, recunosc la ce m-am gândit de cum am auzit titlul, scurt, precis. Am spus că sunt sincer și mi-au trecut prin minte, sigur nu ne referim la celebrul banc, ce a trecut atunci a lui prin cap. Un glon teatrica. Nu. Mi-au trecut niște titluri, tot scurte, ale unor scriitori celebri. Pe moment m-am gândit la Romain Rolland cu Jacques Hughes și, sigur, la Eugen Ionescu al nostru cu volumul Nu. Am cugetat, cum zice românul, și în Jacques Hughes al lui Romain Rolland am văzut frondeurul. Am văzut omul care se luptă cu o franță pentru dreptate. Și aici l-am găsit și pe Liviu Astociu și el este omul care luptă împotriva nedreptăților acestei societăți, acestei țări, acestei lumi. Deci aici s-ar fi potrivit. Acolo însă era cu nominalizări precise. Romain Rolland atacă dur ministrul războiului al Franței, atacă toți comandanții unui capitan numit Dreyfus, care este condamnat, închipuiți-vă, pentru trădare, dar de fapt nu pentru trădare, ci pentru faptul că era doar evreu. Și știu povestea, Romain Rolland a luptat ani și vreo 20 de ani pentru acest om și până la urmă l-a reabilitat. Deci, prima idee a fost aceasta. Romain Rolland a luptat pentru dreptate. Liviu Astociu, la fel, luptă pentru dreptate și știe el ce pățește pentru asta. Trecând mai departe la Nu, aici am găsit mai multe legături, ca să zicem așa, știind că Eugen Ionescu are acolo reflexie asupra actului critic în general, dar Eugen Ionescu era din grupa celebră a lui Nae Ionescu, marele profesor, care practica, la fel ca emulii lui, o pedagogie negativă, dar printre toate celelalte, admira și o poezia pură a lui Baudelaire, Mallarmé și Ombaru. Aici iar am găsit o potrivire, pentru că și Liviu Astociu practică o poezie pură, o poezie serioasă, care văd
că s-a impus și sigur se va impune și mai mult de acum încolo. Referitor la titlu, deci până nu vedea cartea, că pe urmă mi-a trimis-o pe internet, m-am gândit, nu, aia e clar, pronume personal, persoana întâi, plural, franceză, nu? Noi, lumea, ei, existența, inexistența, iată, pronumele acesta spune ceva. După aceea primesc cartea și văd ce este și în franceză, ce mai este și în franceză, ce este și în greacă. Anume, inteligență, rațiune și, exact ce spunea Cornel Antoniu, acel loc din suflet unde se produce extazul. N-aș zice că e neapărat premoniție, cum am spus, se produce și atât. Extazul, ca și catarsisul, se produc într-un anumit moment al existenței tale când trăiești intens ceva. Vrei sau nu vrei? Asta e altă problemă. Simți sau nu simți? Și aici intervine simțul omului. Îl ai sau nu-l ai? Ca și caracterul. Rămâne cu o condiție. Dacă l-ai avut. Așa și extazul. Ajungi la această stare dacă mintea ta lucrează cu sufletul. Sau dacă exteriorul te influențează într-un fel sau altul. Sigur, mai este și tot traducerea aceasta, substanța generatoare a mișcării, a vieții, a ordinii materiale. Foarte interesantă ideea. Și dacă toate acestea sunt incluse în cartea prietenului nostru, atunci să ne referim direct la ea și să arătăm că, de fapt, autorul ne prezintă întâmplări firești, unele nefirești. Cele mai multe au din când în când și o morală. Și poeme în proză care au din când în când și o morală. Nu-mi propun să analizez poezia. Am mai spus-o, mai spun ce afirma un mare cititor. A analiza o poezie înseamnă a înghesui de viu un om într-un sicriu. Dar ne interesează măcar câteva titluri din carte. Cartea pe care am primit-o acum și care mi se pare nu numai frumoasă, estetic, ci conținut. Bine, pe conținutul l-am mai studiat eu pe internet când mă pricep la internet, am mai intrat acolo. De la o vârstă intri cam greu. Da. Și ieși foarte ușor, deci eu ies foarte repede din internet, din păcate pentru mine. M-a frapat un titlu, Sunt un sub. Deci titlul, deja ca și titlul cărții, te atrage prin inedit, normal, nu? Sunt un sub, mă gândeam, cine știe, cine e unul de sub pământ? Un individ cu problemele lui reale, desigur, care simte dezamăgire, supărare, supunere toată viața, încât, probabil, omul nu mai avea chef de nimic, încât nici reabilitarea în proprii lui ochi nu o mai cere. Dar din interiorul lui, iată trăirea, iată cum merge mintea omului, cineva, un cineva, îl tot atacă, se spune, să-l omoare. La care tot îl răspunde, n-ai curaj, n-ai curaj. Sigur, curajul omului în lume poate fi la ceea ce propunea insul din interior, dar poate fi la curajul de a trăi, care trai, care viață, este atât de grea acum, ca și altădată, de fapt. Degeaba spunem că e mai greu azi ca altă dată. Întotdeauna a fost greu. Dar dacă vrei, poți.
Sigur, există situații când vrei și nu poți, asta e altă problemă. În jurnalul acestei cărți, autorul analizează pe luni, pe zile, sunt câteva luni care nu există. Există ianuarie, februarie, iunie, iulie, octombrie, mai ales octombrie. Eu m-am oprit la două zile din octombrie, pentru că și eu sunt un mare octombrist. M-am născut în octombrie. Și îmi place miercuri 8 octombrie. De ce îmi place? Pentru că se întâmplă pe undeva pe aici, la mănăstirea Sihastru, el și ea, de la înălțimea aceea, privesc cum se varsă trociul în Siret, valea aceasta a Siretului, care este frumoasă, am recunoscut, pentru că și eu am fost acolo de atâtea ori, îmi place și aș vrea să mai revin, uite că n-am mai revenit de vreo 7 ani, dar ce se întâmplă cu cei doi care, pentru care această priveliște este minunată, constată atunci când privesc și în interiorul lor, că sub seninătatea pe care o abordează, de fapt, nu, un el și o ea de oriunde, fiecare abordăm o seninătate, dar nu se știe ce este sub această seninătate. De multe ori este foarte multă amărăciune. Am mai găsit și o sâmbătă, 11 octombrie, culmea, n-am găsit 5 octombrie, m-ar fi interesant că e ziua mea, dar ce pot păți alții în ziua de 5 octombrie? Ce pot păți mai fericit lucru decât să se nască, nu? De asemenea, autorul își amintește, probabil, prima dată când a fost dus la mănăstire de tatăl său. Față de timpul acela, timpul actual este total alterat, total urât. Și autorul, sigur, nu mai vrea să trăiască amăgiri de atunci, probabil nici cele de acum. Ar fi multe de spus, dar ne oprim, pentru că sunt adesea vorbitori, de remarcat ce vrea autorul, ce am simțit eu că vrea. Să se apropie din ce în ce mai mult de matcă, de canton. Pentru că de la canton spre Ploscuțeni, sau să se apropie mai mult de Moșcuri, ele de la Ploscuțeni, nu? Dar dacă tot nu ne invită, nu ne duce mai bine la mănăstire. Deci e ideea frumoasă că se apropie de locurile copilăriei. Și știm că toată lumea visează asta, să se apropie de locul copilăriei, pentru că această copilărie este cea mai frumoasă, cea mai sinceră. Adevărații prieteni sunt doar cei din copilărie. Copilăria așa cam până de la 17 ani. Încerc să închei discursul meu, să zicem discurs, felicitându-l pe domnul Liviu Stoiciu și aplaudându-l pentru faptul că la 65 de ani ne dă lecții de, nu de virilitate, ci de creativitate, nu zicem altceva, pentru că iată-l cu un om nou de creativitate, iată un nou volum care, sunt sigur, va avea un traseu foarte interesant, acest volum. Parcă mi se pare că e o carte, sigur, părerea mea, nu sunt critic, dar mi se pare o carte care va străpunge multe, multe ființe, multe dialoguri, mulți critici care vor veni, probabil, în întâmpinarea ei, cu bine sau cu rău. Dar, sigur, este cu bine. Încă o dată felicitări și vă rugăm să-l aplaudați pe domnul. Ușurelu și acum îl invităm pe doamnă profesor doctor Adrian Botez. Mulțumesc, am să vorbesc.
spune și divagațiile, domnule Stoiciu, dar nu știu cât i-au folosit domnului Stoiciu. Adică, în primul rând, da, Eugen Ionescu a scris cartea, nu, dar această carte se cheamă Noux. Deci a precizat domnul Stoiciu, titlul a scurt. Clar, este vorba de Nousul grecesc. Ei, că pe parcurs e posibil să fie românizat cumva Nousul ăsta la noi, este altceva. Și voi discuta la timpul potrivit. A doua chestiune, în niciun caz, sau mult mai puțin decât în ultimele 8 volume, Ioan Stoiciu este ludic. De data aceasta este exasperat. Adică simte întrânsul o travă a istoriei. Și acea dorință de a muri sau a fi omorât este o dorință inițiatică. Lumea aceasta este prea otrăvită. Și spre deosebire de Emil Zola, care scrie acel jacuz în care nominalizează cine sunt vinovați, Liviu Ioan Stoiciu, ca și noi, nu putem, din păcate, nominaliza. Ioan Enache, pe care domnul Cornel Galben îl cunoaște, a scris de curând o carte în care a spus că acel cineva, din păcate, acum se cheamă Neobol. Este diavolul pe care nu-l putem identifica într-o persoană, pentru că este chiar și noi, în fiecare dintre noi. Și permiteți-mi să merg la o analiză ceva mai aplicată pe text. Tipul nu are importanță, poate fi schimbat oricât. Poezia lui Lis, Floarea Crin